E un proiect pe care eu îl respect și de altfel îl admir foarte, foarte mult. Mi se pare foarte curajos că a pornit așa din neant, din pur și simplu o idee pe care a avut-o Chris, o dorință, știi? Cu trenul ăsta care, până la urmă, e al ei personal și pe care vrea să-l dea teatrului, știi? Ca teatru să trăiască nu doar prin ea, ci și prin el. Așa, pentru posteritate, dacă vrei. Și sper admirabil să faci atâtea eforturi și susținute, că nu e totuși un proiect de azi, de ieri, e ceva la care ține și ceva de care ține cu dinții, știi? Și îmi pare foarte bine, sincer, îmi pare foarte, foarte bine că s-a gândit să mă cheme, că simt că pot și eu, într-un fel mai mic, mai mare, mai mult sau mai puțin relevant, să contribui. Că vreau să mă simt parte din asta. O clădire care urmează să fie teatru, atât cât va exista ea. Dar da, este surprinzător de entuziasmant să lucrez la așa ceva. Adică pentru un om care n-a mai pictat în viața lui, chiar mă simt bine făcând asta. Adică, sincer, sunt surprinzător de la mine în element. Adică, pentru că am făcut matematică și pentru că așa gândesc și eu, așa văd lucrurile, știi, cam în cercuri și linii și chestiile astea și planuri paralele, a fost îngrozitor să încerc să le fac și le tot trăgeam, știi, puneam mai încoace, mai încolo, mai încoace, mai încolo, nu mai așa unghiul drept. Și până la urmă am zis, nu știi ceva? O să las oul să gândească liniile așa cum vrea el să le gândească. Eu stau în jumătatea mea de ou, în emisfera mea și n-am să mă uit, n-am să trag cu ochiul. Deci sunt foarte curioasă să știu ce a pictat fica mea, Cabiria. Nu, n-am să privesc, dar sunt foarte curioasă. E o amintire. Încerc să mă duc înăuntru, o amintire foarte dragă și foarte intensă. Țin minte că tatăl meu stătea de vorbă cu Sorin Vieru, erau prieteni foarte buni, foarte buni, prietenie foarte intensă. Se certau foarte tare și lucrau, adică cum lucrau? Scriau, gândeau împreună, se poate așa, se cred că da, se pare că da. Și țin minte că Sorin Vieru totdeauna îi cerea foaie de hârtie, mai multe foi de hârtie și culori tatălui meu. Când era mică, începuseră cu cariocile, era moda cariocilor și fie făceam rost, fie le lua de la mine, fie erau creioane colorate, pur și simplu creioane colorate și trăgea niște linii și apoi niște cercuri din nimic. N-aveau niciun sens. N-aveau niciun rost. Nu înțelegeam nimic. Și apoi, dintr-o dată, cu migală, în timp ce vorbeau ei între ei, se iscau. Prin alăturarea culorilor, se iscau forme, culori, jocuri. Și țin minte, odată l-am întrebat pe Sorel, se intersectau și rămânea câte un vârfușor sau mai știu eu câte o liniuță. E bine, da, acum cu portocaliu. Nu, nu, nu. Fiecare spațiu trebuie umplut cu... Fiecare spațiu trebuie definit, fiecare spațiu are... Așa s-a întâmplat, că nu era o premeditare. Deci cred că deja avea o tehnică. În fine, am încercat și eu, pentru că eram fascinată cum din nimic se năște așa un mozaic de culori și de forme neașteptat. Asta am încercat și eu pe cât e de riguroasă. Asta se vede pe cât de riguroasă a fost Gabiria, pe cât de neriguroasă am fost eu. Noi am făcut spectacole. Uite, de exemplu, am făcut spectacol cu Ce vă servesc. Că am vrut să facem acest spectacol.
al cui e spectacolul, dacă nimeni nu-i prea trebuia de noi. G53. Întrebarea se pune, cine are nevoie de G53? Noi îl facem. Și o să vedeți. O să vedem câți oameni o să aibă nevoie.